Vara ar trebui să fie relaxantă și distractivă. Există însă perioade în care unii oameni pot fi stresați din cauza căldurii. De ce apare și cum se gestionează? Pentru unii oameni, depresia de vară are o cauză biologică, însă pentru alții, stresul sau perioadele cu temperaturi ridicate îi pot face să se simtă nefericiți. Astenia de vară este considerată o tulburare afectivă sezonieră, potrivit medicului. Cei care suferă de depresie pot avea următoarele simptome: anxietate, insomnie, iritabilitate, agitație, scăderea poftei de mâncare, pierdere în greutate, sentimentul de inutilitate. Tulburările afective sezoniere pot provoca depresie, în special în zilele reci și scurte de iarnă, însă la aproximativ 10% dintre oameni, depresia poate să apară și vara. Depresia de vară poate să apară din următoarele motive: probleme legate de imaginea corpului. Atunci când temperatura crește, trebuie să ne îmbrăcăm cu cât mai puține haine și se poate întâmpla ca oamenii să nu fie mulțumiți de aspectul corpului lor. Griji financiare. Verile pot fi costisitoare, iar cheltuielile pentru vacanțe sau diverse activități pot amplifica sentimentul de depresie de vară. Căldura. Există oameni care nu suportă ușor căldura verii, iar pentru aceștia poate deveni apăsătoare. Aceștia preferă să-și petreacă timpul liber mai mult în casă, iar asta le poate dăuna pentru că evită situațiile sociale, relatează monitorul de Cluj.ro.